Firma franceză Car Spirit produce în momentul de față trei tipuri de fire combi. Combi Soft, Combi Stiff și Cameleon. Combi Soft e probabil cel mai popular dintre ele și e ușor de înțeles de ce. E disponibil în mai multe versiuni și culori decât celelalte două fire, e cel mai ieftin dintre ele și e cel mai ușor de folosit. Numele lui ne spune clar ce fel de produs este. E un fir de forfa combi suplu. Firele combi sunt fire textile îmbrăcate într-o cămașă din material plastic. Există trei categorii de fire combi: rigide, semirigide și suple. Clasificarea lor se referă la cămașa de plastic. Firul textil din interior e suplu la toate categoriile de fire. Cămașa, în schimb, poate să diferă de la un fir la altul, atât în ceea ce privește suplețea, cât și în ceea ce privește alte aspecte, cum ar fi grosimea sau duritatea. Am folosit frecvent Combi Soft pentru montura blowback. De obicei, la fire combi, montura blowback e realizată cu o mică articulație în spatele cârligului. Firul combi e curățat de cămașă pe o distanță de 1-2 cm deasupra cârligului, iar zona de fir textil suplu formează o articulație sau o balama, care le permite momelii și cârligului să se miște liber. Pentru a accentua diferența dintre cele două materiale, se poate pune o alică de plumb sau de tungsten exact în locul în care se termină cămașa de plastic. La Combi Soft, firul cu cămașă e atât de suplu încât montura blowback funcționează și fără articulații. E suficient să curățăm cămașa pe segmentul de fir care formează firul de păr. În rest, putem lăsa cămașa intactă. Prin faptul că am eliminat articulația din spatele cârligului, riscul ca forfacul să se încurce devine mai mic. Thank you.
Altă montură pentru care folosesc CombiSoft și care poate fi realizată cu sau fără articulație e montura cu fir de păr clasică legată cu un cârlig V-curve. Datorită formei speciale, modelul V-curve nu are nevoie de niciun fel de accesoriu. Nici anou, nici varnish, nici adaptor line-aligner. Montura e cât se poate de simplu. Firul de forfac trebuie curățat de cămașa de plastic pe porțiunea pe care va fi pusă momeala. Pe restul forfacului, inclusiv pe nodul fără nod, poate să rămână intact. Articulația din spatele cârligului nu e necesară. În testele pe care le-am făcut, montura lucrează foarte bine sub forma asta, dacă e realizată corect. Mă refer la faptul că V-curve e un cârlig cu o deschidere mică între vârf și tijă, similară cu deschiderea unui cârlig de tip long shank. Deci trebuie să-i lăsăm cârligului cât mai mult spațiu să lucreze. Spre deosebire de alte fire de forfac, CombiSoft nu trebuie prelucrat la abur și nici nu trebuie ținut într-un penar de monturi sub tensiune. Firul e disponibil în 3 variante de rezistență și în 3 versiuni de culoare, pentru a putea camufla montura pe orice tip de substrat. Pe lacurile pe care am pescuit, n-am observat să conteze culoarea firului de forfac, nici măcar când apa era foarte limpede. Dar faptul că avem mai multe culori la dispoziție e un lucru util.